Un număr din ce în ce mai mare de gene care produc rezistența la antibiotice au fost găsite în apele subterane. Atât de vitale antibioticele administrate incorrect pot avea însă efecte nocive. O să vedem și de ce nu e bine să tratăm o răceală sau o viroză cu antibiotice, pentru că toți suntem în acest sezon. Doctorul Carmen Cristescu ne explică. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Așadar, doamna doctor, ar trebui să avem așa o grijă în plus cu privire la antibioticele pe care nu neapărat le consumăm din farmacii, ci am putea să le ingerăm din anumite fructe, legume, apropo de apele reziduale, sau chiar din carnea pe care o consumăm? Bună dimineața! Antibioticele se pot regăsi în apele reziduale. Sunt o mulțime de studii în ultimii 10 ani care ne demonstrează prezența lor în apele care se recirculă pentru partea de irigații, dar tot aceleași studii până în momentul actual ne arată faptul că lucrul acesta nu reprezintă o problemă de sănătate publică, ci este mai degrabă un semnal de alarmă să fim un pic mai atenți la modul în care folosim și la modul în care sunt deversate, ca să spun așa, din anumite zone în care se consumă mult antibiotic, aceste antibiotice, astfel încât ele să nu ajungă în aceste ape. În privința cărnii pe care o consumăm, există niște norme sanitar-veterinare destul de bine puse la punct, în așa fel încât animalele nu se sacrifică dacă au primit tratament antibiotic, dar desigur că se poate întâmpla în cazuri excepționale să ajungă anumite cantități și în carne. Asta, în schimb, nu ne împiedică să consumăm carnea. Atenția noastră ca pacienți, să spun așa, și ca medici până la urmă, este să nu prescriem în mod exagerat și să nu consumăm în mod exagerat antibiotice atunci când ele nu sunt necesare. Dar apropo de carnea pe care o consumăm, putem să ne dăm seama dacă aceasta a fost infectată, mult spus infectată, dacă animalul sacrificat a consumat antibiotice în exces? Avem vreun simptom după ce o consumăm mai mult timp, de exemplu? Simptom nu prea avem ce să avem dacă nu există o infecție activă și acum asta, eu sunt medic de medicină umană, medicina veterinară mai degrabă ar trebui într-un fel sau altul să știe mai bine, însă preparatele care sunt puse pe piață de regulă sunt mai mult decât controlate și mai mult decât sigure sau ar trebui să fie. Nu avem ce simptom să avem dacă animalul respectiv a fost tratat sau nu cu antibiotic, ce mult putem să dobândim o anumită infecție care să fie rezistentă la anumite antibiotice, dar astea sunt niște lucruri cumva departe. Adică dacă mâncăm o carne care a fost, animalul a fost tratat cu antibiotice în exces, putem să dobândim și noi o rezistență la antibiotice și să aflăm doar în momentul în care ne îmbolnăvim? Dobândirea rezistenței la antibiotice este o chestiune care se realizează progresiv, adică sunt niște gene care ne dau această rezistență și care pot să devină mutate, adică să sufere niște transformări, dar nu imediat când am consumat un prim produs. Rezistența la antibiotice face referire la un consum cronic de un anumit tip de antibiotic și nu de o singură persoană, ci de mai multe, ceea ce determină bacteria respectivă să capete aceste transformări, pentru că o bacterie nu stă într-un singur individ, ea se permută de la un individ la altul, că așa se transferă în definitiv infecțiile, în așa fel încât dacă eu am luat un antibiotic nepotrivit la mine, se schimbă o anumită structură, dumneavoastră veți veni în contact, de exemplu, cu aceeași bacterie, luați un alt antibiotic nepotrivit, își schimbă structura și în felul ăsta, în timp, ea devine rezistentă la absolut toate antibioticele, ceea ce e un lucru foarte, foarte rău și, din păcate, nu foarte puțin întâlnit în zilele noastre. La fel de rău este să luăm antibiotice și când suntem răciți, nu? Mai ales fără prescripție medicală, doar așa, pentru că ne simțim noi rău, avem febră, gata, iau antibiotic ca să-mi treacă. Am spus și cu alte ocazii că antibioticele nu sunt nici antipiretice, adică nu ne scad febra și în niciun caz nu sunt medicamente antivirale. Infecțiile sezoniere în perioada aceasta și primăvara sunt produse preponderent de către virusuri, așa încât administrarea de antibiotice nu este de bun augur pentru că nu are niciun efect asupra unei infecții virale. Singurul efect al antibioticului este în momentul în care apare o suprainfecție bacteriană. Antibioticul este destinat infecțiilor bacteriene, punct.
Apropo de ce discutam acum, de ce e foarte important să luăm tratamentul chiar și 7 sau 10 zile cât este prescris de medicul nostru și nu să ne oprim după 3-4 zile pentru că ne-a trecut? Există mai multe clase de antibiotice, unele care au activitate bacteriostatică, adică opresc într-un fel sau altul replicarea virală, unele care au acțiune bactericidă, care rup anumite structuri importante pentru dezvoltarea bacteriană. De ce este important să luăm tratamentul pe durata pentru care a fost prescris? Pentru că există forme de infecții decapitate, adică infecția este parțial controlată, ne simțim mai bine, iar odată cu întreruperea ei, dincolo de faptul că putem dezvolta rezistență la antibioticul respectiv, infecția poate să revină foarte ușor pentru că rămân bacterii viabile, bacterii care se pot replica într-un timp scurt foarte, foarte mult. Și practic nu scăpăm de infecție, nu facem decât să prelungim durata tratamentului antibiotic. E același motiv pentru care nu e bine să ținem în casă antibiotic, doar așa, ca să fie, în caz că ni se umflă o măsea sau ne doare capul sau avem febră, nu? Nu, spectrul antibioticului este unul destul de clar, sunt niște clase bine definite de antibiotice și de regulă antibioticul trebuie ales de către medic pentru spectrul de acțiune pe care el îl are. Infecțiile din cavitatea bucală, de exemplu, sunt cu germeni anaerobi, spre deosebire de infecțiile pulmonare sau infecțiile urinare, care sunt destul de frecvente la doamne și domnișoare, în așa fel încât nu putem să luăm un antibiotic care ne acoperă cavitatea orală și care să funcționeze neapărat foarte bine și pentru sfera urinară. Desigur, ni se îmbolnăvește și microbiomul, apar foarte multe alte probleme pe lângă, despre care o să discutăm cu altă ocazie. Mulțumim foarte mult pentru aceste recomandări. Mesajul de luat acasă este clar, să nu consumăm antibiotice fără prescripție medicală și rezistența la antibiotice este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății globale. Poate afecta pe oricine, de orice vârstă, din orice țară. Rezistența la antibiotice apare în mod natural, însă utilizarea abuzivă sau greșită a antibioticelor la oameni și animale accelerează procesul. Un număr tot mai mare de infecții, cum ar fi pneumonia, tuberculoza sau gonorea, devin din ce în ce mai greu de tratat, deoarece antibioticele folosite pentru a le trata devin mai puțin eficiente. Așa că, până data viitoare, sănătate multă!